Șeful poliției din Miercurea-Ciuc a fost demis după ce a participat la o petrecere în timpul stării de urgență. La acea petrecere au mai fost 4 agenți și aceștia au fost sancționați, plus încă 2 polițiști care nu au aplicat măsurile legale după ce au fost sesizați prin 112 despre desfășurarea petrecerii. Stăm de vorbă chiar acum cu purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Harghita, Gheorghe Filip. Bună ziua! Bună ziua! Ce explicații au dat și ce pățesc polițiștii? Mai întâi îngăduiți-mi să fac o mică și, sper eu, lămuritoare corecție. Au mai fost doar 2 polițiști în afara șefului poliției municipiului Miercurea-Ciuc acolo. Ambii, așa cum ați spus dumneavoastră, au fost sancționați, așa cum și șeful poliției a fost sancționat disciplinar cu trecerea într-o funcție inferioară. Dacă mă întrebați pe mine personal, eu îl cunosc pe om și este un bun profesionist și socot că își asumă cumva ceea ce, ce s-a petrecut, întrucât lucrurile acestea nu sunt firești, nu sunt normale și atunci, categoric, noi, fiind cei care suntem primii să aplicăm legea, suntem și datori să fim primii care o respectăm. Dar era o petrecere organizată chiar de cineva din poliție? Nu numai decât. Era o petrecere, sau, mă rog, poate că e un pic impropriu spus petrecere. Era o întâlnire între niște vecini. E adevărat, într-un spațiu cumva la limita dintre privat și public, fiindcă era în curtea blocului în care aceștia locuiesc și e o curte închisă în care era un cort amplasat, nu pentru acest motiv, ci existent acolo dinainte de întâlnirea aceasta, doar că întâmplându-se în timpul situației de urgență și în stării de urgență și în timpul interdicțiilor impuse prin ordonanță militară, este normal să fim foarte atenți la fiecare gest pe care îl facem. Acest lucru, răsfrângându-se în spațiul public și mai cu seamă fiind sesizat de o persoană, de un cetățean din municipiul Miercurea-Ciuc, evident că a impus luarea unor măsuri și noi întotdeauna am demonstrat în Harghita că luăm măsuri și nu doar ne lăudăm sau dacă n-ar fi fost sesizat, ar fi rămas așa, o întâlnire cu mai multe persoane interzisă în starea de urgență la care participau, iată, nu, șeful poliției. Nu, vedeți dumneavoastră, eu am proba a ceea ce s-a petrecut. Dumneavoastră aveți supoziția a ceea ce s-ar fi putut întâmpla sau nu. Eu vă spun categoric că noi întotdeauna când am fost sesizat sau când ne-am sesizat din oficiu numai, am luat măsuri chiar împotriva colegilor noștri care înțeleg să-și asume aceste lucruri și să nu le repete, pentru că în felul acesta...